Deși suntem în plină perioada concediilor, în comuna Hunedoreană Băița, investițiile nu au intrat în vacanță. Chiar dacă nu sunt spectaculoase și nici nu au valori extrem de mari, aceste investiții sunt absolut necesare pentru comunitate. În prezent se află în derulare două proiecte de modernizări de drumuri în satele aparținătoare, Săliște și Hărțăgani. Bineînțeles că vacanța urmează, dar până la vacanță și în timpul vacanței lucrurile merg spre bine, modernizăm drumuri în satul Săliște, facem un zid de sprijin la drumul care merge la Biserica din Hărțăgani. În această perioadă sper să sunt investiții mici, de câteva sute de mii de lei, dar foarte importante pentru locuitorii comunei noastre. Comuna Băița, cu cele 11 sate întinse pe o suprafață de peste 110 km pătrați, este una dintre comunele mari din județul Hunedoara, având o populație de aproape 4.000 de locuitori.